Bună seara, Olimpiu, felicitări pentru acel gol superb. Cum ați reușit să spargeți această serie neagră în fața CFR-ului? Mulțumesc frumos! Am vorbit înainte de meci toți împreună, am spus că trebuie să tragem de noi, să muncim foarte mult și să alergăm mai mult decât adversarul. A fost cel mai bun meci din acest sezon, ținând cont că ați jucat și împotriva campioanei? Cred că am avut mai multe meciuri bune, dar în seara asta am jucat exemplar și îi felicit pe băieți că am câștigat cu scorul de 3-0. În sfârșit, arătați și voi ca o posibilă campioană? Normal, de la începutul anului ne doream să fim pe primul loc, să continuăm tot așa cu meciuri foarte bune și la sfârșitul anului să câștigăm campionatul. Ați mai păstrat energie și pentru echipa națională, că și acolo trebuie să dați goluri. La echipa națională când mergi, mergi cu o ambiție foarte mare și eu îmi doresc foarte mult să mergem acolo, să facem o figură frumoasă și să ieșim din grupe. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Seară frumos!